Prima dată când am auzit cu ele în vamă a fost de 1 mai 2009. Au venit de la tipografie chiar cu o seară înainte, 160 de exemplare. Bineînțeles, le-am luat pe toate cu mine, pe entuziasm, așa. Le-am pus în rucsac, credeți-mă, super greu, super greu. Vedeți voi micuța așa, dar 160 de exemplare, super grele. Nu mă credeți? Mai o să vedeți. Dacă o să vă apucați să faceți ceva prin casă și trebuie să puneți toate cărțile într-o cutie, să vedeți cât de grea e cutia respectivă. Așa, și am ajuns în Mangalia, nu știu dacă mai țineți minte, atunci la Maxi Taxi din Mangalia spre vamă, era cât un tip din ăla care punea în spate rucsacul și nu zici, ia și rucsacul meu și ce e înăuntru aici? Zic, eu, cărți! Și uite așa la mine, cărți? Da, nu cred că m-a crezut. Deci, ajung în vamă, seara mă duc la pirați, amici acolo, wow, ai scos cartea ta, pa, dă-i Bayram, dă-i sărbătorire, se rupe filmul pe la un moment dat, pe dimineață. Și după aia, hai să ies, mă gândeam eu prima dată la asta, m-am gândit, zic, mă duc pe plajă și arăt cartea din grup în grup. În sfârșit, se pare că nu, aici exact cum credeam eu. M-am dus, am dat așa vreo 3-4 exemplare, am intrat în vorbă cu ceva lume, până la urmă, alt Bayram la pirați peste noapte și vreau să zic că din 160 de cărți cu care am venit de 1 mai, m-am întors acasă probabil cu 140, încă vreo 10 le dăusem așa la prieteni. Și am revenit la sfârșitul iunie. Am încercat între timp, cum v-am mai zis, să fac contract cu librăriile din vamă, editura să fac contract cu librăriile din vamă, cu Humanitasul și încă o librărie a unui tip cu vorbuță, care era atunci, m-au refuzat pe diverse motive, așa că, văzând asta, în iunie zic, hai mă, iau o scândurică, pun pe două pietre și le vând chiar eu. Și prima dată m-am dus lângă pirați, m-am pus pe străluța de lângă pirați, am stat acolo, a venit și un alt amic lângă mine care avea niște chestiuțe handmade făcute, cercei, tot felul de chestii, să vândă și el lângă. Am stat o zi, și eu și el nimic, eu nimic. Am stat a doua zi, aceeași chestie, eu nimic, el nimic, ba nu spun că la un moment dat unii cu un Mercedes cu numere de Bulgaria, adică Mangalios, vă dați seama că erau numere de Bulgaria, vine așa dinspre plajă și pac, fac dreapta, exact cu roata peste chestiile handmade care le făcuse prietenul, pentru că el le avea puse așa pe jos, pe o foaie de hârtie și le calcă și după aia deschid geamul și roacăre, și trec așa, știi? Îți dai seama, ăsta nasol m-a amărât și chestia asta, și că am plecat de acolo și m-am dus în față la canapele, unde muzica era foarte frumoasă, numai că am stat 2 zile, n-am dat nicio carte, nu se apropia nimeni, așa că m-am mutat mai încolo, m-am dus la clătitorie, acolo pe colț. Foarte frumos, era lumea la coadă, așa, știți cum e coada la clătărie. Nu se apropia nimeni, eu stăteam acolo așa cu cartea. N-am dat nicio carte. Și zic, sincer, că am intrasem în depresie. Na, eu venisem entuziast, știam că povestioarele mele plac. Chiar mă gândeam, zic, mă, să pun un afiș așa mare pe care să scriu, nu vă apropiați, este o carte. Și am avut noroc cu o prietenă, Silvia, care ea vindea la colțul de la intersecția cu plaja, cum te duci spre Stuf, la colțul de la frontiera cu spre Stuf, ea vindea niște fustițe. De mare succes în vara respectivă, în 2009, respectivele fustițe, și citise cartea și zice, bă, Dani, dar de ce nu vii să vinzi lângă mine? Ok, hai să încerc și chestia asta. Și m-am dus pe colț acolo și am început să vând. Și atunci mi-am dat seama ce se întâmplase, de ce nu vindeam. Dacă mai țineți minte, în 2009 nu era asfaltată principala, așa că era mult mai lată. Și atunci când mă vedeau ei cu cineva, mă vedea cu cărțile puse pe o scândurică, pe două pietre, așa, ei credeau că eu fac chetă. Și ocoleau cât mai mult. Acum, când eram pus pe colț acolo, cine se ducea spre Stuf, de pe principală, cum făcea stânga spre Stuf, vrând nevrând trecea pe lângă mine. Și pac, vedea că e vorba de o carte. Wow, nopți de vamă, ce e asta? Eu nici măcar nu pusesem cum zic, o foaie pe care scriu mai nopți de vamă, pusem doar cărțile, așa. Na, era mai prostovănel așa la început. Și intram în vorbă, povesteam și cumpărau. Sau, de exemplu, veneau fetele, se uitau la fustițele lui Silvia,
până se uitau, până le încercau, până la astea, prietenii stăteau să, și mă vedea pe mine lângă. Și ce e aia? Zic, o carte. Wow, ia, fac. Și începeam, discutam și, și până la urmă cumpărau cartea. Și, și uite așa, am început să vând și am dat prima ediție, toată prima ediție, până în septembrie. Am făcut și o suplimentare de ediție în vamă, în vama 2009 din primul volum, din Observa în primul volum.